Totul a început cu doi rechini, care notau adânc în ocean, încercând să găsească hrană. Ambii au nimerit în obiectivul camerei de supraveghere subacvatice, dar dintr-o dată, videoul despre natură s-a transformat într-un horror. Unul dintre rechini a început să se zbată, ridicând nori de nisip în sus, dar peste câteva secunde a încremenit. Rechinii au fost atacați de o creatură uriașă care s-a agățat de capul prădătorului și pur și simplu l-a sufocat. Creatura uriașă care semăna cu un extraterestru era atât de neînfricată că nu se temea să se lupte cu un rechin. Este vorba despre un izopod uriaș, exemplul perfect despre cum oceanul poate crea monștri la adâncimi mari. Poate fi întâlnit la 150 de metri de la suprafață și la 2100, adică foarte departe de adâncimile în care ajung scafandrii amatori. Uneori aceștia sunt prinși de pescari, alteori nimeresc în imaginile camerelor de supraveghere, dar în general nu sunt studiați de știință foarte bine. Se consideră niște creaturi inofensive care se hrănesc cu ceea ce le cade de sus, cu trupurile animalelor moarte sau ceea ce nu au terminat alți locuitori ai oceanului, cu alte cuvinte un fel de aspiratoare marine. Izopodul uriaș nu atacă rechinii de obicei, dar faptul că el de obicei nu atacă rechinii nu înseamnă că nu poate să o facă în principiu. Mai ales că avem și dovada. Având asta în vedere, nu putem spune că izopodul nu atacă alte creaturi subacvatice mai mari. Poate oamenii încă nu au reușit să vadă asta sau să simtă totul pe propria piele. Mai ales că izopodul gigantic are tot ce-i trebuie pentru un atac nemilos. 4 seturi de fălci, proiectate pentru a tăia și rupe prada. 4! Poate nu vede prea bine, ceea ce nu este foarte clar de fapt, dar natura le-a dat 2 seturi de antene pentru orientarea în spațiu. Judecând după faptul că au reușit să atace și să sufoce un rechin, vederea proastă se pare că nu încurcă deloc. Totuși, dacă e să ne uităm la rudele acestui gigant, devine clar că ele nu sunt niște băieți răi. Ei sunt mult mai compacți, dar se referă la ectoparaziți și sunt urâți de toată lumea. Acești micuți se prind de piele și sug sângele, elimină niște substanțe ca sângele să nu se coaguleze în proces. Parazitismul nu este o strategie, în tinerețe, de exemplu. Aceste organisme există așa permanent, își schimbă doar stăpânul căutându-l pe cel mai potrivit și pe cel mai delicios. Dar să ai un parazit când trăiești sub apă nu este un caz rar. În general am impresia că toți, mereu, au o companie. Există diferite cercetări pe tema asta, dar în mediu, o treime sau chiar jumătate din toți peștii au diferiți paraziți. Uneori un singur individ poate avea vreo câteva zeci și se crede normal. Nu m-aș mira dacă în lumea subacvatică un pește fără paraziți e considerat un loser. Uneori paraziții au paraziții lor. Ca pe poda parazit a reușit să își strângă vreo 8 lipitori. Poate că și lipitoarele în sine au paraziții lor, mai mici, doar că nu putem să-i vedem noi cu ochiul liber. Dacă mai stăm să analizăm toată tema asta, este clar că rechinii trebuie să se teamă nu de izopodul gigantic. În primăvara anului 2017, pe plaja golfului San Francisco, la mal, a fost adus rechinul Triachis psyllium. Spre aprilie, au început să moară zeci de rechini aduși la mal și deja majoritatea rechinilor au murit neobservați. Oamenii au estimat că numărul victimelor a întrecut 1000 și asta e doar o singură specie. Pe lângă ea au mai fost și alți rechini și alte specii de pești. Dar ce s-a întâmplat? Care a fost cauza? Când oamenii de știință au examinat corpul lor, au găsit că ceva le pătrunde în nas, de acolo în creier și îl topesc, ca acidul. În rezultat, rechinii pierdeau orientarea, erau aruncați la mal și mureau. Sau mureau în apă, apoi cădeau la fundul oceanului. În totul a fost vinovat un organism unicelular simplu, Miamensis avidus. De obicei, peștii de la ferme sunt afectați de el, dar moartea în masă a peștilor din golful San Francisco a devenit primul caz al infecției rechinilor, cel mai probabil nu ultimul. Cel mai ciudat este că victimele anterioare au fost peștii osoși, adică se diferențiau foarte tare evolutiv vorbind. Dar se pare că Miamensis avidus au găsit o cale să ajungă și la rechini, iar rechinii au destule probleme și fără asta.
Ați avut vreodată senzația că în ochiul dumneavoastră ceva s-a blocat și vă încurcă să clipiți? Rechinul de Groenlanda știe această senzație foarte bine, doar că el nu are vreun fir de păr sau o musculiță, ci o matocoita elongata. Este vorba despre niște paraziți de vreo 30 de milimetri lungime, care se atașează de corneea rechinului. Desigur că asta nu trece fără urmă și prădătorul începe să aibă probleme serioase cu vederea. Din fericire, vânătoarea lui nu se bazează pe ochi, de aceea nu mor de la așa vecini. Dar de ce anume corneea? Există două presupuneri, deși niciun răspuns sigur. Paraziților le este greu să se atașeze de pielea rechinului, din cauza structurii acesteia. Sau corneea cauzează un răspuns minimal din partea sistemului imunitar. În general, paraziților le este mai ușor așa. Dacă totuși am menționat pielea rechinilor, ar trebui să ne uităm un pic mai atent la ea. Aha, devine clar că este acoperită cu niște dințișori microscopici. Se consideră că anume ei protejează împotriva paraziților. Plus, reduc rezistența în timpul înotului. Pe scurt, funcționează ca un scut zimțat. Și ce credeți? Alți pești se folosesc de asta cu plăcere. Se scarpină de rechini, literalmente. Când cercetătorii au observat asta, au fost șocați. Fiindcă rechinii pot lua masa cu creaturile care se scarpină de ei. Totuși, peștii mai mici nu se opresc să facă asta și continuă să scape de solzii vechi cu ajutorul rechinilor. Ei nu sunt prea bucuroși de această situație și încearcă să o evite. Dar cum să o eviți când după tine nuată 100 de pești mici? Bine că în lumea subacvatică nu există termenul de reputație, căci de altfel toți au încetat să se teamă de rechini după așa ceva. Există totuși creaturi cărora le este tot una despre faima rechinilor ca fiind ucigași nemiloși. În Noua Zeelandă sunt leoparzii de mare. Nu folosesc rechinii ca scrab, ci doar îi vânează. Există un număr limitat de prădători care pot face asta. Înainte, oamenii de știință considerau că leoparzii de mare pur și simplu mâncau rămășițile rechinilor deja morți, fără a se pune în pericol. Dar studiul publicat la sfârșitul anului 2021 a arătat că pe corpurile leoparzilor de mare există răni caracteristice care pot fi provocate doar de rechini. Iar în excrementele lor sunt găsite rămășițe de rechini. Oamenii de știință nu prea înțeleg de ce leoparzii de mare în general îi vânează pe ei, în condiția în care e o vânătoare foarte periculoasă. Se pare că în rechini există ceva foarte hrănitor și gustos și acel ceva îi face pe ei să riște. Încă un animal căruia este tot una că rechinii sunt prădători superiori, murena uriașă. Ea este cea mai mare anghilă dintre toate din ocean, de aceea se poate hrăni cu rechinii mici, 3 metri lungime, până la 30 de kg în greutate. Murenele vânează din ambuscadă și se năpustesc asupra oricărei prăzi, când înoată pe alături. Iar când ești atacat de așa creatură mare, e cam greu să faci ceva cu asta. Dar nu doar dimensiunea contează. Murena are două seturi de fălci, cele externe și cele interne, care sunt împinse pentru a prinde mâncarea și pentru a o trage în esofag, atâta timp cât primul set de dinți nu-i permite pradei să scape. Da, seamănă cu fălcile prădătorului extraterestru. Desigur că rechinii nu se asociază cu niște animale care pot deveni prada cuiva. De exemplu, nu vor rata ocazia dacă vor putea să ia masă cu o caracatiță. Să o prindă nu e ușor, dar unele specii fac față acestei vânători. Dar nu toți sunt norocoși. Într-un moment dat, lucrătorii acvariului din Seattle au început să găsească rechini morți la fund. Trupurile lor erau mutilate, dar oamenii nu puteau înțelege ce s-a întâmplat până nu au instalat o cameră și n-au văzut că caracatița uriașă care trăia cu rechinii îi ucidea pe rând, pe fiecare care se apropia de ea. Metodic, de parcă avea un plan. Caracatița se lupta cu rechinii întorcându-i pe spate. Astfel pierdeau posibilitatea de a se mișca. Apoi mușca bucăți din ei. Un timp oarecare. După ce se plictisea, îl arunca și căuta o nouă victimă. Când lucrătorii acvariului au mutat caracatița cu rechinii, își făceau griji, dar sperau că capacitatea ei de a se deghiza o va proteja. S-a dovedit că trebuiau să-și facă griji nu pentru caracatiță. Dar totuși murena, leopardul de mare și caracatița gigantică sunt cumva niște oponenți clari. Rechinul poate să afle și să prezică de unde poate veni pericolul. Este însă mult mai dificil în momentul în care apa în sine devine ucigașă, mai bine spus, acele microscopice din Golful Mexican.
Când algele se înmulțesc mai activ decât de obicei, adică când este prea cald afară, are loc mareea roșie, care ucide toate creaturile marine din drumul său. Algele produc niște toxine care afectează sistemul nervos central al animalelor. În 2021, victimele mareei roșii au devenit mai mult de 600 de tone de locuitori marini a diferitor specii. Au murit atât de mulți indivizi că trebuiau numărați prin greutate. Scăpând de pericolul roșu, mulți pești, inclusiv și rechinii, înoată de-a lungul râului în sus, înspre uscat. Și deși mareea roșie are loc anual, din cauza încălzirii globale, situația devine tot mai rea și mai rea. Dar iată ce m-a mirat. S-a dovedit că rechinii nu sunt prea mulțumiți. De cine credeți? De oameni. Nu că oamenii îi vânează sau ceva de genul. Lor pur și simplu nu le plac cuștile scafandrilor. Pentru a înțelege motivul, trebuie să vedeți dinții rechinilor. Da, sunt înfricoșători de ascuțiți, dar absolut nesiguri. Chiar și la o rănire ușoară pot să cadă. Asta a fost făcut special de natură, ca dinții vechi să fie schimbați pe alții noi și sănătoși, rapid. Căci ce este un rechin fără dinții săi? Un herring foarte agresiv. Și dinții chiar se țin foarte prost. Rechinii îi pierd când mușcă prada mai mare, mai ales când dau de osul ei, iar asta nu e o raritate. Acum imaginați-vă că rechinul va mușca nu un os, ci acea cușcă metalică. Asta este egal îndată cu minus jumătate din toți dinții. În anul 2016, pe internet a fost viral un video cu un rechin care a nimerit într-o cușcă de scafandri. Toți erau îngrijorați că acolo se aflau oameni, dar ea de fapt era goală. A avut de suferit doar rechinul. Peste un timp, rechinul din acel video a fost găsit, comparând rănile pe care prădătorul le-a primit în timpul impactului cu acea celulă și s-a transformat într-un bătrânel fără dinți. Uitați-vă la acest zâmbet! Ce drăguț! Barele metalice au lăsat rechinul fără jumătate din dinți, dar nu trebuie să vă faceți griji, natura specială a făcut dinții rechinilor anume așa. Ca să poată ușor să fie schimbați unii pe alții, ei se duc rădăcinile nu în os, ci în cartilaj. Într-o viață, un rechin alb poate schimba în mediu 20.000 de dinți. 20.000! Prădătorii trăiesc în mediu 70 de ani, un mic calcul și aflăm că e cam un dinte pe zi. Așa că rechinul alb pe care l-au numit Gans s-a întors rapid la viața lui normală din țată, deși acest zâmbet este cel mai drăguț pe care l-am văzut vreodată. Prieteni, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!